Salutare, prietenoase! O să jucăm X și 0, este tot o aplicație. Sunt pe ESI. Da, e foarte ușor pe ESI. Deci uitați. Ia uite. Ia uite. Vedeți cât de ușor e? Îmi place mult jocul acesta. Cred că se termine egal prima oară. Da, i-am lăsat. Uite, uite. Sper că vede și are. Știu de două ori. Nu. Hei, nu vreau pe Clash. Bă, i-am filmat deja Clash Royale. Ne uităm pe YouTube. Ne uităm pe YouTube în episod. Acesta este canalul meu, yay! Vlad Gaming. Nicolae. What? Cel mai vierme din lume. Bogdan Hristu. Da, Sermin Expo. Sunt trist. Vă mă sărut și primești un leu. La povești cu Jimmy. Vedeți câte sunt pe aici. 4 ore acum, astăzi este făcut. Și câte? Hai să ne uităm. Dacă tot este. Da, mai ușor merge. Că vreau să mă aud și eu. Dar nu este. La un nou episod foarte, foarte special, pentru că după cum vedeți și în titlu, ne-am întors din vacanță și mai exact din Dubai. Pentru că aceasta a fost o vacanță foarte, foarte interesantă și de vis și am și un anunț foarte special pentru voi. Sâmbătă, la ora 9:30 dimineața, o să vedeți exact toate activitățile pe care le-am făcut în Dubai. O să facem ceva interesant și mai exact am făcut un Fanny îmi controlează viața. Așa că sâmbătă la ora 9:30, fiți cu ochii pe acest canal neapărat, pentru că o să urmeze ceva interesant. Hai să dăm bătaie. Și încă un lucru, vreau să vă anunț mai exact, să le luăm așa cu tichisitul prima oară. Mai întâi avem un astea, apropo, chestiile astea sunt foarte, foarte ieftine și am încercat să iau cele mai ieftine dulciuri, dar cele mai interesante ca aspect și sper că și ca gust, să nu-mi vină rău. Astea sunt niște, cred că niște fisticuri pe care scrie pistacio. Deci practic e doar fistic. Dar mi-a părut foarte, foarte interesant ăsta. Da, deci fistic. Am zis că e ceva mai interesant sau ceva de genul acesta. Dar e pur și simplu niște fistic din acele pe care le avem și noi. Poate are vreun gust mai luxos sau mai ceva de genul. Nu. Are gust. Oh, cel sărat e. Uai, mamă, e mai sărat decât la noi. Hai să le dăm nota. Îi dau nota 8. Pentru că e foarte sărat. Hai să vedem următoarea. Avem tot din sortimentul ăsta, Best se cheamă chestia asta, brandul ăsta. Și aici sunt un mix clasic de alune și încă alte chestii. Și au o limbă, credeți-mă că limba lor, cred că arabă se vorbește cel mai mult acolo. Prețurile acolo sunt extraordinar de mari, foarte mari. Și asta e puțin nașpa. Ok, avem un mixul ăsta de alune, arahide. Scuze-vă dacă... asta e mai bun. O să dau 9, pentru că mi-a trebuit puțină sare. Dar oricum, prețurile sunt foarte, foarte mari în comparație cu cele din România. Nașpa. Chiar okay, mișto. Hai să vedem următorul mix. Avem niște Daisy Munch Bombay Mix.
ceva noodles crocante și spicy, nu știu ce. Am păcat că nu are traducere în engleză. Ok. Stai, o să mi Da, se arată ca mazăre. De Da, dar arată, n-arată rău. Uite ce miște arată. Mă, că arată, n-arată rău. Dar vreau să am mazăre. Și a ciorbă în același timp, știu, da. Zici că sunt niște... Ok, hai. Hai, m-am spus la mama. M-a întrebat ce fac. M-a spus dacă s-a auzit ceva de acolo. Se uite la televizor. Dăm un like. Crocante, e, nu! Cartof, cam așa arată pe cutie. Ăștia n-au nici măcar un miros. Ăștia sunt. Păi, dar nu miroase nimica. Nici măcar un gust n-am. N-are nici sare, n-au nimic. N-are niciun gust. O să dau nota 6. Am dat și 4 pe ea. Ok, următorul lucru, avem aici un yam-yam, yan-yam se cheamă, nu yam-yam, yan-yam, cu niște sticks-uri pe care să le pui în ceva roz. Biscuite, snack, pe care trebuie să-l bagi în cremă de căpșuni. Oh, din asta mișto! A, căpșuni! Din asta avem și noi în România, nu? Dar da, doar că e fineti. E așa, linoasă. Zici că e untură. Are gust așa de ceva fructe de pădure. Nu chiar la căpșuni. Dar textura... Vă zic, e cam nașpa, zici că ai niște slănină în gură. O să-i dau nota 7. Ok, hai să dăm drumul la următorul. Avem aici niște Hello Panda. Astea sunt, cred că niște biscuiți. Da, biscuiți cu ciocolată, umpluți cu ciocolată în formă de cap de panda. Ador panda. Hai să vedem. Hello Panda. Panda pot fi și răi, atenție la copii, dacă e la nivel. Hello Kitty. Hello Panda, Hello Capra, Hello Camila. Sunt niște mici biscuiții. Trebuie să-i dea la unul. Și au ciocolată înăuntru. Nu e rău. Ce Dar e un gust foarte, foarte familiar. Ce notă ai dat? Și ca să vă zic sincer, au gust de Eugenie. Mă, mie îmi plac Eugeniele, așa că o să le dau, să zicem, nota 8. Ce? Nu știu cine știe ce, wow, dar o să le dau nota 8. Așa că îmi pare ce tare mai rău, dată nouă. Următoarele chestii, mai avem aici niște... Prima oară când am văzut chestiile astea, am crezut că sunt creveți. Dar nu sunt creveți, sunt... Habar n-am ce sunt astea. Fiți atenți la... Miros de pungă. Nu au niciun miros. Sunt crocanți? Mamă, îmi fac dinții cu ăștia. Ia. Auziți, nu? Ia uite. Auziți că sunt niște cobrigei? Nu au nici măcar un gust. Auziți că nu fac dinții, nu? Eu nu vreau să mănânc așa ceva. Patru. Te jur. Nu au nici măcar un gust. Sunt simpli ca niște cobrigei. Patru. Sunt foarte, foarte crocante. O să le dau nota 6. Hai să vedem. Următoarele avem, bineînțeles, ăsta e ultimul, că nu mai fac atât de multe episoade, că nu prea fac niște lume. Safari pe acolo, de deșert safari. Și sunt niște chipsuri din cartofi. Ăștia sunt. Hai să vedem. Nimic interesant, nimic ieșit din comun, zici că sunt creveții pe care îi făceam când eram mic. Chipsurile, de fapt. Știți că se vindeau la noi la magazine cu găurele din alea în mijloc. Vreau să fac 10.000 de ca. Da, chiar am zis. Dați un like dacă v-a plăcut. Abonați-vă la Florin Tibrescu. Nu-l cunosc, da, vai vrea eu. Să